Hackerii ucraineni au pus mâna pe planurile regimului Putin pentru următorii ani. Statul va pune mâna pe toate resursele naturale, va impune o cenzură și mai dură, va termina definitiv opoziția și va crește și mai mult rolul bisericii în societate. Cuvântul folosit a fost dezoccidentalizare. Colegul meu, Alin Borcea, este în direct acum. Alin, cine a făcut aceste planuri, de când ar trebui ele aplicate și cum au ajuns în public? Bine v-am găsit. Planurile care ar transforma Rusia și mai mult în Coreea de Nord sau Iran au fost trimise lui Vladimir Putin de Vyacheslav Volodin, șeful Dumei de Stat. Ele au fost obținute de hackeri ai Ministerului Ucrainean al Apărării, care au reușit să intercepteze conversații electronice ale politicianului cu alți oficiali ruși. Așa cum putem să vedem, hârtia are antetul Dumei, în partea stângă, și semnătura lui Vladimir Putin, în partea dreaptă. Șeful Dumei a explicat că atunci când a primit mai multe propuneri din partea Academiei Ruse de Științe și aceste propuneri ar trebui să ducă la o dezoccidentalizare a Rusiei. Astfel, țara ar fi mai bine pregătită să facă față provocărilor din viitor. Dar ce înseamnă dezoccidentalizare? Documentul semnat de Putin include propunerile. Haideți să le vedem. Naționalizarea economiei și a resurselor naturale, adică oligarhii ar putea să rămână fără gaz și fără petrol, sursă de avere pentru mulți dintre ei. Un control mai mare al statului asupra științei și culturii și artei, ca pe vremea Uniunii Sovietice. Înăsprirea cenzurii TV și online, plus rezolvarea, și am citat aici, problemei cu grupările de opoziție. Kim Jong-un aprobă categoric. Un rol mai mare pentru biserică și pentru preoți în societatea rusă, acolo unde este posibil, adică un rol și mai mare decât cel pe care biserica rusă îl are în prezent. Iar aceste planuri nu sunt neapărat ipotetice. După un scandal cu ruși bogați în ipostaze aproape pornografice, regimul Putin a început să facă descinderi contra cluburilor și barurilor unde aveau loc evenimente care nu sunt tocmai acceptate de către actualul regim de la Moscova. За что сам? Я любовным, я политикой не занимаюсь. Любовные за песни. За что сам был? Любовные песни пел. 55 лет юбилей. В основном были вопросы, почему не на русском языке, почему не на русском. Ответ на самом деле прост, потому что люди не понимают зачастую именно сами тексты, но мы используем тексты на английском языке как инструмент. Vyacheslav Volodin i-a zis lui Putin că toate aceste planuri ar trebui aplicate în primul an al noului său mandat, adică cenzura și naționalizarea ar putea să înceapă chiar de luna aceasta. Pentru că Putin va primi un nou mandat de președinte, nu mai avem niciun dubiu, după alegerile din acest weekend. Șeful Dumei a explicat că marile schimbări, cum ar fi acestea, trebuie făcute atunci când societatea este unită în jurul președintelui, adică ca un moment cum va fi după alegeri. Nu știm dacă Putin a comentat direct planurile prezentate de Vyacheslav Volodin, dar președintele rus a vorbit adesea despre nevoia unei Rusii complet independente de Occident. Iar profeții acestui nou regim ar putea să fie chiar soldații care se întorc de pe frontul din Ucraina. Evident, cei care se întorc în viață. Я бы хотела, чтобы мои дети не видели ничего грязного, отвратительного, мерзкого, и чтобы они все-таки росли на каких-то идеалах. А эти идеалы должны создавать и контролировать мы. Я считаю, что слово «нет» должно существовать, и это правильно, обязательно. И только свобода будет проявляться тогда, когда есть ограничения. Именно так. Да, слово «цензура», его принято окрашивать исключительно в негативные тона. А на самом деле идет вопрос об определенном контроле ограничений. Если это делается с душой, с сердцем, с головой, да, то тогда это не будет негативным, а это будет направленным действием. Поэтому огульная какая-то цензура, это точно не нужна. Но разумный подход и движение направленное, это очень важно. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, да, когда проходят это горнило, возвращаются, да, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете?